Cunoscutul neurolog Ioan Mihețiu a plecat dintre noi miercuri după amiază. Doctorul Mihețiu s-a stins din viață la Spitalul de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava. În vâltoarea cotidiană, comunitatea suceveană a aflat că destinul implacabil a ales ca timpul să se oprească pentru o secundă și să-i ceară să accepte o pierdere ireparabilă și un nedorit final de curs al vieții. Comunitatea suceveană a rămas fără un doctor, fără un deschizător de drumuri în sistemul sanitar local, fără un reper de dăruire și profesionalism. Mulți dintre medicii mai tineri și-au pierdut poate cel mai drag mentor, doctorul Ioan Mihețiu. Dincolo de tristețea care cuprinde comunitatea noastră, rămâne tăcerea. Dincolo de tăcere rămân amintirile, iar dincolo de amintiri ne rămân ideile, determinarea, tenacitatea, clarviziunea, cuvintele sale pline de înțelepciune, dragostea pentru pacienți, pasiunea pentru profesia de medic, altfel spus, ne rămâne tot ceea ce avea mai bun omul Ioan Mihețiu. Cunoscutul neurolog Ioan Mihețiu a plecat dintre noi miercuri după amiază. El s-a stins din viață la spital de urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, unde a lucrat aproape o viață de om. Doctorul Ioan Mihețiu a venit în județul Suceava de la Roșia Montană acum 45 de ani, ca proaspăt absolvent al Institutului de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca. Colectivul Bucovina TV transmite condoleanțe familiei, asigurându-o că o să-l păstrăm în amintire ca pe optimistul, veselul, simpaticul, bunul și pasionatul om Ioan Mihețiu, profesionistul medic Ioan Mihețiu.